După retragerea echipei din campionat, FC Oslatina continuă cu grupele de copii și juniori. Mai mult decât atât, oficialii clubului intenționează să facă toate demersurile, astfel încât, din sezonul competițional 2015-2016, FC să activeze în eșalonul al treilea. Singura posibilitate este de crearea, a începe un nou, a veni cu o nouă echipă. Numele va fi același pentru că marca și palmaresul sunt separat. Pot fi folosite fără probleme și practic trebuie o nouă societate. Sunt două variante. Ori începem de la Liga 3 în urma unor discuții și întâlniri cu Federația Română, așa cum am făcut și hârtia, sau un proiect de la Liga 4, dar care este destul de costisitor. Cred că slătinenii nu ar avea răbdare să stea un an fără fotbal în În mod una din sigur. competițiile profesioniste, ca să Și zic așa. atunci, în discuție, rămâne tot Și Liga a treia. atunci singura discuția rămâne de Liga 3-a. Președintele clubului FC Oslatina a mai adăugat faptul că dacă se va concretiza acest proiect, atât antrenorul Dan Oprescu, dar și o mare parte dintre jucătorii care au făcut parte din lot, vor rămâne alături de echipă. Dan Oprescu ne-a promis că în perioada următoare nu va da nu se răspuns la oferte și va aștepta să vedem dacă la Slatina va începe un nou proiect, o nouă etapă, așa cum o numesc eu, și ne-a garantat că alături de foarte mulți jucători care au făcut parte din actualul lot vor veni și vor pune umărul la aducerea echipei în Liga a doua. Oficialul mai spune că în acest sezon Oltul a avut cea mai bună echipă care a evoluat în Liga a doua, atât în teren cât și în vestiar.